Salutare tuturor Sixslader și bine v-am regăsit la un nou episod din Breazla Minerilor. Înainte să începem acest episod, ca de obicei, Sixslader vă roagă foarte, foarte mult să nu ezitați să apăsați butonul de like și sper să putem strânge 1000 de like-uri. Wow. De data asta am jucat ceva mai mult și am construit ceva mai mult. M-ați certat voi în comentarii că sunt puțin cam în urmă și drept urmare am hotărât să pun câte un episod pe zi. Dacă sunteți de acord, spuneți în comentarii, da, sunt de acord, Slader, nu sunt de acord și tot așa. Astăzi revin cu un nou episod din Breazla Minorilor. O să vă arăt progresul, acum o să ne întoarcem cu fața și o să vedem. Deci, am construit această minunăție de casă, mai trebuie să punem pereții să mergem în Nether sau altceva. Bă, îmi zis un băiat că un stâlp e mai mare ca și celălalt, dar nu cred. Hai. Nu știu, așa zis, dar probabil că i s-a părut. Jos o să punem probabil de la alb, pentru că îmi place albul foarte mult și pereții o să-i facem de lână roșie sau ceva. De asemenea, avem pe Gigel Frone aici. Da. De ce am pus numele Gigel Frone? Pentru că are coloana strâmbă ca Frone, când dai cu el în piatră sare de mână. Hai să vedem, Gigel Frone, efficiency 5 și am breaking 3. Foarte am combinat, eu nu mai am level. Dar de acum, ce am făcut eu? M-am enervat eu că au venit oamenii la mine, bă, n-ai făcut nimic. M-am dus, frate, și am luat 1, 2, 3, aproape 4 stacuri de iron. Bine că am mai și lăsat pe peșteri din greșeală. Am luat cărbune? Și cărbune, nu știu dacă ai cărbune. Probabil. Vezi că te-a întrebat Max dacă faci pereții la cetate. Am luat cărbune, nu știu dacă luai așa mult, Rafaele, pentru că nu mă duc să iei după cărbune. Dar era cărbune gârlă. Peste tot unde mă ducea numai cărbune era. Ia bă și cărbunele norocite. Și avem 3 diamante și în episodul meu o să enchantăm. Mă, dar ce nu-mi place mie? Ce? Pui chesturile așa ca la țară. Și ce mă? Hai să le organizăm frumos într-un loc. Mă, lasă-mă, mă pace. Ce e asta? Bine, mai trebuie încă un diamant și mai facem un pickaxe și îl mai enchantăm. Doamne, câte ore mă asta? A, păi luat în fermă. Ah, căcat. Hai, mă, hai să mergem să enchantăm. Ia și tu niște lazuli, că nu-l luai. Luai un stack. Luași? Da, bă, da. Luai mult lazuli. Mamă, știu, vezi că făcui poze la coordonate și mergem acolo. Eu mai șam de la neexplorat. Dar n-ai mai ce să faci cu atâta, că îți trebuie doar câte 3. Eu mai șam neexplorat, Rafaele. Era iron, toate prostiile. Ne duce. Deci dăm cu lazuli, să vedem dacă avem noroc. Al câtelea pickaxe ăsta? La tine ai mai făcut 1, 2, la tine al 3-lea. Am breaking 3. Ia, pune-l tu, ai level, Ana, level-e. Da, am level. Mi-e rușine să mă uit. Cu cel mai mare rahat ever. Uite-te, nu, dar să nu spui dacă e bun sau nu. Bă, e aproape, ăsta e fiul lui Gigel Frone. Ce dracu, mă? Bă, altul. Și ăsta se înșa... să... Uite, bă, mai am puțin și mai încetez unul. Du-te și mai ai un diamant. De unde? Pe mai avem diamante? Du-te și mai... Dacă mi-o omor o găină, mai încetez unul. Avem 2 diamante. Dar trebuie un ender chest. Cer la cineva lui Max? Ce? Îl cer un Max, un diamant? Păi n-avem diamante? Mai trebuie unul. Nu cere-te. Lasă așa. E cer mă sau nu, că scrisai. Gata, e săi. Dacă ne dă... Am doar 2. Ia auzi mă, că îți da. Hai mă, nu prind și tu un fortune. Ăla cu fortune. Veniși cu diamantele? Da. Hai încă. Trebuie să mai omor în găină. E greu cu XP-ul, frate. Bă, mai trebuie să omor ceva. Sau să scot ceva din cuptor. Că mai am un milimetru de XP. Omoară găini, că sunt prin casă, că le-a pus Max. Mă, să omor. Cu pickaxe-ul. Cu ce vrei tu? Omor și cu pickaxe-ul. Nu-mi dă XP. La găini mici nu cred că dă XP. Da, asta așa. Pune ceva în cuptor să prăjești, să-mi dea. Și la altul? Am un emerald, te găsi emeralde.
Pune-mă ceva la cuptor. Ce vrei, mă, să spun la cuptor? Ai pus fierul ăla? Pune o găină. Hai că avem un stac de fier, dar n-avem cărbune, normal. Că Marius Androni e șmecher și n-ai cărbune. Ok, pun aici. Ah, nu de TXP, bă! Fierul ăla nu pusești? Ia, mă, fierul și pune la... Am pus, mă, am pus. Păi eu nu văd card de nimic, Rafaele. În partea dreaptă de tot ce e. În partea dreaptă? În partea. L-am și pe ăsta. Oh my god, mai am... Mamă. Un mili fucking secundă. Aici, ăsta e. Nu-mi dă TXP-ul? Bă, dar m-au zis la Deathor 13. Mai făcut și acum cu număr cu ghinion, căzut într-o peșteră. Oh my god, urmești? Lasă-le, mă, să se facă, ai răbdare. Deci până să mai faci aici, mă mai prezint. Casa cu 3 stâlpi aici, probabil. Deci mai lucrăm, nu? Jos. Dar trebuie să mergem în Nether, să luăm de alea, de-aia facem pixexul. De la quartz. Bă, nenorocitule. Păi de-aia facem aici. Tu vezi că ăsta e strâmb? Ce e, mă, strâmb? E strâmb ăsta. Ce nume? Oh my god. Ce nume strâmb? Ia vin cu aici. Pune-te aici. Uite-te în față. Ce? În față. Încolo, unde văd eu. De ce le șlebe aici? Și de la ce e strâmb? Păi ăsta e mai la stânga. A avut dreptate. Ai văzut? Mutăm stâlpul un pic mai la... Da, e dreptate. Îl mutăm acum, rimeat. Pune-te cu toporul pe el și mută-l. Îl mut eu, tu fă acolo, înșant. Mută-l tu, imediat, până mă ochiu. Vezi că am zis un om, vezi? Cum a prins? Mă dădea afară acum, dacă era la servici. Dacă... Aveai un șef de ăsta care construia și tu erai doar un muncitor, erai dat afară. Păi nu spuseai că mă dădea afară? Păi da. Ți-o, ce faci, băi, ești nebun? Fii atent, alb, câte le-a pichis, al șaselea. Cam așa. Dacă îi făceam peretele strâng, mamă, mă dădea afară. Dă-i să mănâncă, poate, de ceva mai norocos. Așa. Tot am breaking! Fucking... Hai, frate, glumești. Același! Tras la Indigo! Lasă că-s bune, mă uit la minerit. Te-și tras? Doamne, nu prea e noroc, Marius. Poți să fac unul de 5? Păi, nu, bă! 2 identice! Cum să-ți dea 2 identice? Poți să ne explici? Bine, nu știu, ai ghinion. Ok. Eu o să-mi dea diamante pe el. Păi de ce? Să-i dau unul și să-mi dea diamantele pe el. De ce? Are el nevoie? Păi nu știu, vrea și el unul. Oricum, avem ce face cu el sau putem să le combinăm? Aici mai trebuie niște slab-uri. Putem să le facem, să le combinăm, să facem 5 sau? Ce anume? Cred că merg combinate. Du-te la Adi. Avem nevoie de slab-uri din lemn de la alb, avem? O să văd dacă merge să le combin. Avem, mă, ia uite ce a făcut el, Marius. Și ce nume punem? Păi și cum vrei să le combini? Poate am breaking 4? Se poate? Nu, am breaking 3 maxim. Ce are pe el? Costă 11 level efficiency 5 și am breaking 3. Le dau sau? Efficiency 5 și am breaking 3? Aha. Păi n-ai ce să mai combini, că e la maxim. Poate să pui fortune pe el sau ceva, altceva n-ai ceva. Și le combini sau le lasă așa? Păi cu ce vrei să-l combini? Că n-ai cu ce. Păi ăla cu ăla, două. Păi le-a două. Păi, le combin? Ca să iasă ce? Să iasă unul de 5. Combin-le dacă vrei. Da. Și o să fie Gelfron EV2. Și e bun la minerit când te duci. Minerit foarte repede. Hai că am mutat eu stâlpul ăla. Știi cine e aici, nu? Ia vezi, cum o cheamă? Doamne, Nicoleta.
Să vezi ce dai cu Nicoleta acum în piatră. Și cu Gigel și cu Nicoleta. Mamă, ne trebuie fortune, mă, ca să găsim diamante. Să luăm mai multe. Să vezi ce o arde Gigel pe Nicoleta. Doamne, tu... Eu merg cu... Hai să mergem în Nether. Bă, trist că n-avem fortune. Da, că o să ne dea până la final. Eu merg cu Gigel și tu cu Nicoleta. Sau cum facem? Eu merg cu Nicoleta. Eu le-am pe Gigel. Hai, ia-l pe Gigel să-l punem la treabă. Dar să nu-i strâng coloana. Mergem în Nether. Nu te văd aici, mă duc eu cu Gigel în Nether, poate mor ca prostovanul. Păi am și eu pe Nicoleta aici. Și ce vrei să luăm? Luăm niște de la, niște, cum se numește. Trebuie să iau mâncare. Asta că iau cu ăsta de fier pe Gigel, îl duc la minerii, dar... Și păstrăm doi Gigei? Ia-o pe Nicoleta. Mai fai un semn. Ah, Gigel, pe Gigel îl păstrăm, pe Nicoleta spargem cu el, a? Mhm. Hai, ia ceva. Mâncare, unde e mâncarea? Unde e mâncarea? Bă, nu mai avem mâncare, mă? Ia de aici. Roxana, Babenco, what the fuck? Vrei să mănânci pe Roxana? Hai, mă. Uite-te. Doamne. Hai. Știi pe cine vreau să mai fac? Mai vreau să mai fac de-astea. Hai, mă, Nether. Să vezi ce dau cu Roxana Babenco. Nici nu mai cunosc. Hai. We need to go deeper, eu. That's what she said. Așa scria. Bă, da, da, bă. Mamă! Oh, ești bun? Vezi că ne atacă gastul. De ce? Ești proști, tu nu vezi? Cum de ce? Mi-l omoară! Să-mi spargă top... Ăla topurul, doamne, să-mi spargă... Îmi vine să dau un porci! N-ai și tu un arc? Nu. Dacă a dat în portal, pa. Da, că sunăm pe Max să vină să ne ajute. N-ai un arc? Nu. Dă-i mă-n bilă, că să o trimiți înapoi. De-i bă, bubuii! Cu pumnul, cu ce să dau? Da, și cu sabia, orice. Dă-te cu pickaxe-ul și bubuii. Nu, nu bubuii, ai dat prea târziu. Dar dă după tine, fuck me. Bă, ești cu glumești? Aia dă doar după tine. N-am eu arc, că omoram. Mă, o să iau arc acasă? Hai să luăm cu arc, să lasă că dispare aia dacă intri în perete. Nu ne mai atacă. Da, să țin... Mamă, ce urât e aici. Îmi veni la un moment dat să dau un porc ăla. Da, că dai, pa. Ești pe cont propriu. Moare Nicoleta Luciu? O, moare rip. Nu moare, că mori tu și eu. Hop, am intrat în foc. Aoleo, ce urât e aici. Așa un pumn, Marius. Hei, Rafaele, ți-ai după aia, mamă. Uite și tu cum sap cu ăsta. Ce eu? Uite aici, să mai mare dragul. Nu să iei așa piatra. Uite și tu, vezi. Dă-i în dreapta, spune. Rupem cu asta. Ar trebui să ne facem un hub de la în... Mamă, aici nu e chiar așa. În Nether, mamă, ce mișto. Decât ține apăsa Rafaele și uite cum mergem. E ultima asta eficient să spargi la maxim? Da, cel mai repede. Și dacă pui și un beacon de la cu haste sau nu mai știu cum se numea, GG. Ia cuarțul, că dai-mi. Fac și eu XP, uite. Poate cadem lavă cu el. No hate, mate. Dacă îmi pică lava în cap. Tu unde mă lava? Că nu, nu cred că e la nivelul ăsta așa sus lava. Doamne, câte stacuri de dălea, mă. Vezi, dacă era asta să faci pereții, mamă. Făcuți stâlpul ăla? Reparași? Da. Bun, Rafael a reparat stâlpul. Ia uite, mă, ce aici, am găsit. Mamă, Rafael, ăsta era eu. Ăla, da, aici, da. Dacă mai reușesc să fac level. Spar cu ăsta, zici că mă joc. Face trrrrt. Zici că e drujbă. Mai ții minte când te ataca porcul ăla, fără nicio vină? Mhm.
Mamă, cât level faci, ești nebun? Știi că la UHC de-aia să vină ăștia în Nether ca să ia. Știi? Că dă foarte mult level, chiar că ai dreptate aici. Păi nu vă zici cât level dă? Da. Am spart doar un de-asta și am făcut 3 levele. No hate, mate. Așa zice. Da, aici se face level-ul, mă. Eu stau 2 zile să afară să omor monștri. Câte alea quartz ai? 18. Ce ia el mare quartz? Păi și ce vrei să facem, podeaua cu quartz? Mhm. Și afară, nu știu cum stă. Vedem. Filmești tu după aia sau? Nu. Ești rău. De ce, mă? Vrei să filmez, dar nu știu ce, că nu mai am ce. Ce vrei să mai faci? Podeaua. Bă, cât level faci, bă? Dai unii level, mă, mare. Aia să duc la... De la de XP, mă. Fuck me. Dacă aveam mob spawner de la... Era altă... Și rezistă de rupe ăsta. Mi-e și frică să fac pe aici, să nu cap cu Nicoleta în baltă. Mamă, ce-am mai crezut eu când jucam pe brazile, mamă. Și-mi pierd sănătate itemele. Bă, dar faci la level, nu te joci. Ai văzut? Dacă aveam furtune, acum eram bogați. Păi n-avem, că n-ai tu noroc. Mai fac unul și cred că tot așa mi-l dă. Trebuie să-l fac eu, Marius. Cât level ai tu? 13, de la 6. Eu am 22 iar. Păi tu te miști repede cu ăla. Eu am tot ăsta de piatră, de fier. Știu că trebuia să-l luăm cu Fortune, dar mă rog. Dacă nu avem, cui pas? Ne trebuie acum și până facem Fortune-ul ăla, mă apucă ziua și dispare și ăsta de aici. Dacă mi-a lipsit o zi de aici, cred că dispare tot. E plin nederul. Na, acum la level 30. Păi și eu. Mai am puțin, plecă și max. Nu e ideea așa bună. Aș mai face unul, dar nu mai avem diamante. Un pic. Până ne pică. Da, unde te-ai dus să găsești diamantul? Îl găsi un mineshaft, l-am în poză și mergem în mineshaft-ul ăla și poate căutăm off-camera. Dar nu azi, că m-am jucat destul azi. Nu astăzi, 25 Rafaele. Luăm și glowstone. Mamă, câte 1, 2, 3, 3 stack-uri am. Și nu putem să facem tărea cu dungi, cum se numesc? Quartz cu dungi. Lava. Nu știu. E lava aici. La ce te referi tu, domnule? E lava, e coarza, nu pot să-l iau. Nu mă risc, nu? Păi tu ce zici? Să zici să nu mă risc. Uite, na, curge lava din pereți. Bă! Vezi că e lava acolo? Și uite, am spart un bloc sub picioare. Bate-mi porcii ăștia? Bate-i dacă vrei să mă omori. Și să plângozi întreagă. Și să moară și Nicoleta, mamă, ce câți ai de ței. Dar aveai turnăcoc cu forțe și îl pierdeai ca max. No, nu cred. Că nu plecam cu el de acasă. Doamne, cât bec acolo, ne-ar trebui becurile alea. Poți să le luăm pe toate? Ne dă XP la bec? La glowstone? Mhm. Nu știu, dar dacă dăm un glowstone... Păi cu ce sparge, mă? Cu pickaxe-ul se sparg? Da. Păi nu prea se sparg așa repede. Iată ce grip se sparg. Ia. Se sparg ca cu mâna. Păi nu știu cu ce trebuie să sparte asta. Cu toporul. Cu lopata. Ia. Cu toporul e la fel și cu lopata e la fel. Nu se sparg cu nimica, cred că.
Vino și sparge, dar nu ne dă XP pe ăsta, nu? Nu. Deja fără filmarea în 20 de minute, Rafael, hai acasă. Dai un pic să iau tot ăsta și mergem acasă și filmez și un episod. Ok. Mamă, ce mă speriai. Am 27 level, dacă mai găsit 3 diamante, mergem mai șaftura, îmi filmezi tu sau facem la casă? Mai bine, mai tu ceva la casă, că deja... Sau faci, sau mă duc eu să văd acolo ce e, sau... Sau mă duc off-camera și mă uit. Stai un pic. Te duci off-camera, mă, nu mai are rost, că așa minerii destul ăla, tu vrei să faci totul dintr-o dată, așa? Deci am jucat, nu pot să ziceți că n-am jucat acum, că am jucat foarte mult astăzi. Numai că mi-au zis oamenii aia că nu mă joc și că nu știu ce. Am jucat destul, am luat diamond alea. Ce tu ai stack-uri, da, random, mă săturai. Cât n-ai avea să și joci într-o zi. O să batem și Wither-ul cât de curând. Stați liniștiți. A, Wither e cam greu. Îl batem, Rafael, că îl băgăm capul în pereți. Păi nu e chestia să-l bați, e chestia până îi capetele, că se dropează foarte rar. Nu știu dacă ai mai spawnat-o vreodată. Păi le iau, mă duc cu looting. Unde, bă, am pierdut portalul. Ai găsit portalul? Nu. Eu habar nu unde e. Eu mai iau quartz. Nu știu, sunt... Văd quartz pe aici, pe gârlă. Păi ne-ai zis că încheie episodul? Acum, stai să te iau quartzul ăsta și te încheiem. La mine trebuie să-mi zici unde ne-ai portalul. Doamne, ce drupe, Nicoleta! Da, iau vor toți. Ce nebun ești, X-Lay. Am level 30 și mai înceantăm la tine în episod dacă sunt diamante. 29. Bun, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. În următorul episod, cred că o să mai înceantăm vreo 7-8 pichexuri, dacă găsim diamante. Baftă lume, pa, eu am fost X-Lay, dar tu cine ai fost? Eu am fost X-Marius. Bine, pa.